Orice femeie ar trebui să aibă destui bani ca să se poată muta, să-și închirieze un loc al ei, chiar dacă nu vrea să facă asta niciodată sau nu are nevoie. Ceva perfect cu care să se îmbrace dacă un angajator sau iubitul visurilor ei i-ar spune că trebuie să se întâlnească într-o oră. Orice femeie ar trebui să aibă o tinerețe pe care va fi mulțumită să o lase în urmă, un trecut savuros pe care să-l povestească la bătrânețe. Orice femeie ar trebui să aibă un set de șurbelnițe, o mașină de găurit și un sutien negru din dantelă. Un prieten care o face mereu să râdă și unul care o lasă să plângă. Orice femeie ar trebui să aibă o piesă bună de mobilier pe care nu a avut-o nimeni din familia ei. 8 farfuri care să fie la fel, pahare de vin și o rețetă care îi va face pe oaspeții ei să se simtă mândri. Sentimentul de control asupra destinului său. Orice femeie ar trebui să știe cum să se îndrăgostească fără să se piardă pe ea însăși. Cum să renunțe la un job, să se despartă de un iubit și să își confrunte un prieten fără să ruineze prietenia. Când să încerce mai mult și când e timpul să plece. Orice femeie ar trebui să știe că nu își poate schimba lungimea coapselor, lărgimea șoldurilor sau natura părinților săi. Că poate nu a avut o copilărie perfectă, dar acum s-a sfârșit. Orice femeie ar trebui să știe ceea ce ar face sau nu ar mai face pentru iubire. Cum să trăiască în singurătate, chiar dacă nu-i place asta. Orice femeie ar trebui să știe în cine poate să aibă încredere și în cine să nu aibă, dar și de ce ar trebui să își asume responsabilitatea. Orice femeie ar trebui să știe spre ce se îndreaptă. Poate fi masa de la bucătăria unui prieten sau o cabană frumoasă din pădure. Și când sufletul ei are nevoie de alinare. Orice femeie ar trebui să știe ceea ce poate și ceea ce nu poate să îndeplinească într-o zi, o lună, un an.